ești în direct cu tine în aceste momente. Îmi cer scuze, mi este foarte greu să vorbesc. Gazele de la date în această zonă s-au întins până și aici, în locul în care suntem noi. Vedem foarte bine în imagine, au intrat și au intervenit și cu tunurile de apă cei de la jandarmerie. S-au format mai multe cordoane de jandarmi în mijlocul pieței. Mai sunt o parte dintre protestatarii care erau violenți, care încă se îndreaptă spre jandarmi, așa folosesc în continuare gaze lacrimogen. Oricum, cert este că piața a fost degajată, practic întreaga zonă a fost respirată cu gaze lacrimogene și cu acest tun de apă. Robert, cât mai poți să ne mai spui în aceste momente și mă bazez pe tine că vei ști să te oprești și să te protejezi în momentul în care nu vei mai putea vorbi. Se întâmplă în piață să se delimiteze în sfârșit protestatarii pașnici de cei violenți? Vezi oameni retrăgându-se din fața sau au rămas cam același număr de oameni în piață a rămas? S-au retras o bună parte dintre protestatarii care au fost în Piața Victoriei, s-au retras. Acum, practic, cei care au rămas să se lupte cu jandarmii, iată, puteți să vedeți imagini, mai sunt dintre protestatarii care au incitat la violență, care și acum aruncă cu torțe către jandarmi. Restul, cel puțin în zona dinspre Bulevardul Ion Mihalache, s-au retras. În partea cealaltă, spre Bulevardul Aviatorilor și spre Bulevardul Chiselev, la fel sunt mulțimi de oameni care pleacă să retrag din Piața Victoriei, pentru că piața, iată, la aceste momente, este ocupată de jandarmi. Înțeleg că din acele zone aviatorilor despre care vorbeai, Robert, ne transmit ceilalți colegi ai noștri aflați în acea zonă că se strigă nu plecăm. Încerc să obțin de la colegii mei niște imagini de ansamblu pentru a vedea ce se întâmplă în piața. Această zonă din fața Palatului Victoria este eliberată după scenele extrem de violente pe care le-am văzut mai devreme. Regrupări, așadar, în... au reușit, Robert, să pătrundă mașinile de intervenție pe care le vedeam blocate mai devreme? Da, cel mai probabil au pătruns, pentru că în momentul în care jandarmii au făcut culoarul respectiv, au putut să treacă. Acum jandarmii se regrupează pe mai multe rânduri. Dau în continuare cu gaze lacrimogen. Au făcut în mijlocul pieței un cordon. Îi rog pe colegii din regie să reîncerce o legătură chiar și în această perioadă în extrem de tulburătoare și de tensionată cu reprezentanții jandarmeriei, cel puțin pentru a vedea care este starea celor doi jandarmi bătuți cu bestialitate, dintre care o femeie. Am văzut imaginile mai devreme și îmi doresc din tot sufletul să nu se repete în România așa ceva. Sunt deja mai multe persoane scoase cu targa din sânul acestor incidente extrem de violente. Cred că, doamnelor și domnilor, e de răspuns în legătură cu ce se întâmplă în această seară în România. Din partea autorităților e nevoie de explicații, pentru că eu cred că și pe zona de securitate e foarte important ce informații au fost în legătură cu incidentele pregătite pentru acest meeting. Sunt absolut în situația de a constata, în situația neplăcută de a constata că ceea ce vorbeam înainte de ora 23 s-a întâmplat. La 23 și un pic să se întâmple aceste lucruri extrem de...